Suntem la Delfinariu Constanța împreună cu Georgiana Rusu și Sebi Pătrunjei, doi tineri, eu îi numesc artiști, fiindcă au multe idei și asta înseamnă artist după mine, care ne-au adus Sunset Symphony vara asta la Delfinariu. În clădirea nouă a Consiliului Județean, cea care a fost proaspăt inaugurată, am avut muzică simfonică și nu numai muzică simfonică, muzică modernă sau teme moderne interpretate într-o manieră simfonică, ceea ce a fost excelent și atractiv. Vom avea în continuare de făcut proiecte cu acești oameni care m-au vizitat și cu care plănuim ceva. Georgiana? Da, a fost o experiență inedită aceea de a aduce muzica alături de spectatorii care au venit la Delfinariu, în prezența delfinilor, evident. Și tocmai de aceea ne-am gândit ce ar fi dacă am merge ceva mai departe de atât și am aduce chiar un spectacol de teatru în mijlocul delfinilor. Mai mult, ce ar fi dacă i-am face pe delfini personaje principale? Bună idee, eu am discutat și le-am spus că din muzica simfonică nu știu cât aud delfinii, fiindcă registrul lor sonor este total diferit de al nostru și nu putea să cânte nimeni cu ultrasonete pe acolo. Dar Sebi a venit cu ideea și cu un regizor cu care să ne organizăm o piesă de teatru. Zine, Sebi, ce crezi tu sau ce planuri ai tu cu această piesă de teatru? Păi am depus deja proiectul la Administrația Fondului Cultural Național. Așteptăm să vedem dacă se aprobă pe la mijlocul lunii noiembrie. Este vorba, din câte am verificat noi, de o premieră mondială. Nu s-a mai făcut până acum nicăieri în lume un spectacol de teatru pentru care scenariul, regia, să fie gândit astfel încât delfinii să devină personaje ale piesei de teatru și firul epic să cuprindă acele evoluții ale delfinilor. Mi s-a părut o idee bună, am propus-o, așteptăm acum să vedem dacă va fi aprobată sau nu. Despre spectacolul de teatru în sine, mai multe ne poate spune domnul regizor, care sper că o să ne acorde și el câteva cuvinte, dar ideea de la care am plecat a fost că delfinii aceștia merită să fie văzuți și de mai multă lume și în afara programului lor obișnuit de la Delfinari. Păstrăm și un mic secret vis-a-vis de ce va fi să fie. Absolut. Păstrăm un mic secret vis-a-vis de că mie îmi face semn domnul regizor că și-ar dori să-și păstreze cumva secretele muncii de pregătire a acestei piese. Sunt lucruri interesante care trebuie să fie luate în considerare și eu sper ca de la vară oamenii să vadă și o piesă de teatru. Duminica, zia săptămânii. Timp de 14 săptămâni, în fiecare duminică, de la ora 15, dacă se aprobă proiectul, vor avea parte spectatorii de un spectacol de teatru cu delfini. Delfinii deci, fiind... Idee bună este, idee, ineditul există. Absolut. Un regizor pe care l-am cunoscut și care are niște idei excelente există. Cooperare din partea noastră, delfinii vor fi de acord și cu siguranță că de data asta vor înțelege mai mult decât din probabil muzica simfonică. Oricum și cu muzica continuăm, nu? O să propunem proiectul Sunset Symphony și la anul și nu vom veni doar accidental la Delfinariu, ci în cadrul proiectului vom propune ca în fiecare seară, timp de 27 de zile, să susținem un spectacol cu delfini, dar cu muzică simfonică live. Super! Super, vă mulțumim și sperăm să vă iasă, să ne iasă teatru, piesa de teatru. Planetariu.